Tomatele extra timpurii din solariile legumicultorilor olteni au început să se coacă. Cel mai probabil, primele transporturi vor pleca spre marile piețe în această săptămână. Ieri era în momentul respectiv, arată foarte bine. Acum am avut parte de soare de aproximativ o săptămână și eu zic că maxim două săptămâni vom începe, vor fi pe piață. Fermierii care se pregătesc să scoată pe piață primele roșii au solicitat controlul pe teren al specialiștilor. Până acum, inspectorii Direcției Agricole Județene Olt nu au descoperit nereguli. Deja fermierii au notificat vizita. La această dată avem 180 de vizite în teren la fermieri. Deocamdată nu. Fermierii au suprafața de 1000 de metri pătrați minimă și au și culturi foarte bune. Legumicultorii speră ca prețul să fie unul pe măsura eforturilor făcute cu înființarea și întreținerea culturilor, care anul acesta au fost mult mai mari față de anul trecut. Mi-aș dori ca prețul să fie unul corespunzător, pentru că investițiile sunt foarte mari. Anul acesta mai mari decât oricând? Anul acesta, într-adevăr, mai mari, duble, chiar triple la tot. La combustibilul solid, la granul, la instalații de picurare, semințe, tot. La nivelul județului Olt se înregistrează un adevărat record de fermieri înscriși în programul Tomata. Numărul lor este mai mare decât anul trecut și ar putea să mai crească, pentru că aceia care nu au depus cerere mai au la dispoziție o săptămână pentru a face acest lucru. La această dată s-au depus un număr de 5200, deci fermierii s-au grăbit să depună. Față de anul trecut sunt mai multe dosare depuse, dat fiind și faptul că programul a fost anunțat din timp. Noi estimăm până pe 1 aprilie, care este ultima zi de depunere, undeva la 5500 de dosare. Programul Tomata a fost modificat pentru anul acesta. Permite legumicultorilor să obțină maximum 4000 de euro dacă vor cultiva tomate în ambele cicluri de producție sau vor opta ca în toamnă târziu să livreze pe piață și alte legume. Pentru primul ciclu, termenul limită de valorificare a roșiilor timpurii este 10 iunie.